Zeci de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a ieși la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau anticipată parțial, dar și la pensie de invaliditate s-au adresat de la începutul acestui an Casei Județene de Pensii Mehedinți. Oamenii se văd obligați să-și depună dosarele de pensionare anticipată, deoarece au rămas fără un loc de muncă la o vârstă înaintată și nimeni nu îi mai angajează. M-am angajat la 16 ani, că așa s-a angajat înainte. Și am venit ca să ies la pensie pentru că nu mai am servici și am lucrat și acum nu mai lucrează nici nevastă-mea, nici eu. Ea nu are servicii la țară și nu găsesc loc de muncă la 56 de ani. Nu mă angajează nimeni. Nu ai unde să te duci, că m-aș duce ca să mai muncesc, dar nu am unde. Chiar dacă veți lua pensia un pic mai mică? Acceptăm ca să avem cu ce trăi, ca să plătim lumina, terasatul, regia. Prin economii, prin ăștia, să trăim și noi. Ca acest bărbat sunt alte zeci de persoane. Economia județului este aproape de colaps după ce, rând pe rând, mari coloși industriali au intrat în faliment. Un nou val de dosare pentru pensionare se așteaptă în următoarele luni, odată cu închiderea activității pe platformele Romag, Prod și Termo. De altfel, în ultimii doi ani, numărul cererilor de înscriere la pensie a fost în continuă creștere. Referitor la anul 2013, avem un număr total de 3200 de solicitări noi, de înscrieri noi la pensie, având o medie lunară de 270 de dosare. Mergând în anul 2014, observăm o creștere cu 127 de dosare, la fel și media lunară crește la 280 de dosare lunar. În anul 2015, observăm o creștere majoră, numai în primele două luni ale anului, avem peste 1000 de dosare primite, deci înscrieri noi. Efortul bugetar pentru aceste pensii în anul 2013 a fost de 631 de milioane de lei noi, iar în anul 2014 de 660 de milioane de lei noi. Din acest motiv și deficitul bugetar a crescut de la 331 de milioane în 2013 la 349 de milioane în 2014.